Salutul lor și bine v-am regăsit! Încă de când am luat mașina asta, am suferit că nu are lumini ambientale. Mi-ar fi plăcut să aibă de fabrică benzile alea frumoase din trimuri și să se vadă luminat noaptea și ziua eventual, dar noaptea să se vadă frumos luminate ușor așa. Și bineînțeles că dacă avea de fabrică, aș fi suferit că e o singură culoare, pentru că la echiparea cea mai low de lumini ambientale are doar alb. Evident că sunt și celelalte care au 30 de culori sau câte au. Așa că, între timp, m-am apucat să caut să văd dacă găsesc trimuri. Sunt foarte scumpe trimurile cu ambientale de fabrică, plus că trebuie făcut retrofit și cu calculator de lumini și cu cablaje și cu tot ce trebuie și m-ajungea probabil foarte mulți bani. Așa că am luat decizia într-un final, după ce am văzut ce ambientale există acum pe piață, pentru că noi înainte montam și lumini ambientale. Dar la un moment dat m-am oprit pentru că pur și simplu nu-mi plăceau cum arată. Dacă mie nu-mi plac, nu pot să-ți montez nici ție. Și atunci m-am oprit, erau tuburile alea clasice cu un LED în capăt și se ducea lumina pe tub dintr-un LED până în cel la capăt. Niciodată nu se vedeau frumos aceeași dungă, aceeași linie, tot timpul se vedea aici mai puternic, aici mai slab lumina, plus că nu stăteau drepte niciodată și am renunțat. Dar acum au apărut pe piață niște lumini ambientale foarte șmechere, foarte mișto, foarte subțiri și care nu mai au un LED în capăt, au LED pe toată lungimea benzii. Și alea se văd foarte mișto, plus că în momentul când sunt stinse, nici nu se vede că există o bandă acolo. Deci dacă nu te uiți atent, nu-ți dai seama că există o bandă de lumini ambientale. Dacă sunt stinse, asta ziua. Noaptea se văd extraordinar, sunt subțiri, dar o să vedeți la sfârșit. Bun, am luat un kit de lumini ambientale, vi-l prezentăm imediat să vedeți cam ce conține și o să ne apucăm de pasat să-i punem lumini ambientale pe trimuri, la mânerele de la uși, de unde deschizi ușa, la buzunare, la picioare, față-spate. Încă nu sunt sigur pe picioare, față-spate, pentru că cred că o să fie totuși prea multă lumină și nu aș vrea să fac un mare pom de Crăciun. Aș vrea să fie cât mai finuț, cel puțin pentru gusturile mele. Fiecare are gusturile lui, eu personal cred că o să renunț la aia de la picioare. Dar o să vedem, o să fac o probă și o să văd la sfârșit dacă îmi place sau nu. În primul rând o să ne apucăm să dăm fețele de uși jos, o să dăm trimurile jos, o să dăm prin bord jos ce avem nevoie ca să avem acces să legăm fire și ce avem acolo. Și o să vă arătăm și vouă mici clipulețe cu ce avem de făcut ca să montăm acest kit de lumini ambientale. Dar acum o să mă opresc și o să vă prezint un pic kitul pe care o să-l montăm și după aia vedem ce avem de făcut prin mașină pe acolo și la sfârșit evident că o să vă fac un test să vedeți cam cum arată luminile ambientale astea noi care există acum pe piață, care sunt foarte șmechere și funcționează foarte bine și evident funcționează cu aplicație pe telefon. Nu avem nevoie de telecomandă specială, pur și simplu instalăm o aplicație pe telefon și din aplicația aia putem să controlăm intensitatea, culorile și eventual să punem o lumină în bord, altă lumină în uși. Avem mai multe opțiuni pe acolo, dar vi le prezentăm pe toate la sfârșit ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Și evident acest kit de lumini ambientale se poate instala pe absolut orice mașină. Acum o să-l montăm pe Passatul nostru, proiectul nostru daily și o să vedeți și voi dacă vă place și cum arată. Și dacă vreți să vă instalați și voi, tot timpul un clip veți avea mai jos în descriere pagina de Facebook și pagina de Insta și acolo puteți să ne contactați și să ne întrebați ce vreți voi în privat. Hai să ne apucăm. Să vedem în primul rând cum arată un kit de lumini ambientale. Ceva mai nou, ceva mai profesional față de ce era odată pe piață. Aici avem niște siguranțe direct pe cablu. Aici avem module. Sunt 5 module, câte unul pentru fiecare ușă și unul pentru pus în bord. Cel din bord controlează celelalte module. Aici avem 4 lumini, v-ați prins, pentru picioare. Mai departe avem aici, scrie pe ele dacă ne uităm atent, storage lamp. Astea sunt lămpile pentru buzunarele de depozitare din uși. Avem 4 la număr, iar în punga asta ar trebui să fie, da, astea sunt luminile pentru mânere, acolo unde tragem ca să se deschidă portiera. Și mai departe avem niște cablaje, nu ne interesează deocamdată, alte cablaje și astea care s-au desfăcut ca un arc sunt benzile de LED care vor veni pe uși și în bord. Ia uitați cum arată. Dacă ne uităm așa o să vedem exact cât de subțire este și pe toată lungimea are LED-uri. Multe LED-uri, foarte multe LED-uri micuțe, iar din astea tăiem cât avem nevoie ca să ne facem ușile și bordul. Cam ăsta este kitul complet cu tot ce trebuie în el. Kit wireless, funcționează pe aplicație pe telefon și modulele comunică între ele ca să nu fie nevoie să tragem fire din fiecare ușă. O să ne legăm fiecare ușă la un plus și un minus și modulele își fac treaba singure și comunică ca să sincronizeze toate luminile. Primul și în primul rând, fețele de uși, le dăm jos ca să avem acces la trimuri și să putem să dăm și trimurile jos și evident că în spatele trimurilor, după ce punem banda, avem nevoie neapărat să ne conectăm ca să-i dăm curent, să poată să funcționeze banda LED. Deci în primul rând dăm toate ușile jos și după aia o să ne apucăm de trimuri. Evident că trebuie să dăm și trimul la jos, trebuie să dăm și trimul altul din partea altă jos, trebuie să dăm și prin bord pe aici jos ca să avem acces la niște cabluri, sistemul de iluminare nu merge fără curent, evident. Dăm toate ușile jos, dăm și trimurile de acolo și revenim imediat. Ne apucăm de prima ușă, ne uităm pe spate, fiecare mașină diferă, evident. Asta e și insonorizată. Aici avem 1, 2, 3, 4 șuruburi, cred că astea sunt, plus 4 clipsuri. Dăm șuruburile astea jos, clipsurile, dăm trimul jos
și ne apucăm să facem treaba asta la toate patru ușile și după aia ne apucăm să punem fiecare bandă de LED ca să terminăm cu fețele de uși și de-abia după aia ne apucăm și de bord. Am terminat cu ușile, o să vi le arăt imediat, iar acum punem trimul ăsta din bord și trimul ăla mic care e acolo, încă nu l-am dat jos. Am dat și navigația jos, am dat și trimul jos, am pus deja o bandă, pun pare că până să vă zic acum nici n-ați văzut-o, am pus banda asta lungă din bord, mai avem să punem aia mică de acolo, pun acum navigația, pun trimul la loc ca să fac legăturile, o să trebuiască să montez modulul ăla de... modulul principal de sub bord de acolo, de năiță, trage niște fire acum, le pozează. Pun navigația, pun trimul, vă arăt și ușile, o să vă arăt și modulele din uși și la sfârșit evident că o să facem o probă să vedem cum arată, că nu prea știu ce să vă zic despre ambientale, ce să vă povestesc, în afară de faptul că o să pun așa, asta de aici, aia mică din stânga volanului, cele patru de pe uși, vorbim acum de bandă, și o să avem în uși, în buzunare, încă o lumină, aceeași culoare cu aceste lumini. Nu o să pun la picioare, la mine. Nu o să pun la mânerele de la ușa, alea de sus, de care trebuie să deschizi ușa, pentru că sunt construite ușile la pasat mai ciudat și ar fi trebuit să pun bec într-o poziție în care nu vreau eu, că s-ar fi văzut. Și nu pot să-l pun de sus, pentru că mă încurcă foarte tare, este foarte aproape de partea de sus, de plasticul de sus, și mă încurcă și nu pot să le pun. Și pe alea nu le mai pun. Și atunci le-am pus pe alea din buzunare, trimurile și alea de la picioare nu le pun, că am deja lumină albă la picioare acolo, nu vreau să fac foarte multă lumină mașină, vreau doar să fie benzile astea finuțe și cam atât, o să fie la intensitate mică oricum. Dar pachetul complet include și picioare și buzunar și mâneri și etc. Bun, mă apuc să pun astea toate la loc și după aia revin cu modulele unde sunt în uși și la sfârșit evident facem testul. Gata, doloilor, am terminat tot, am montat tot, fețele de uși sunt puse, trimurile sunt puse, torpedou, plastic și ce mai aveam pe aici date jos. Cablurile sunt conectate, totul este funcționat 100% și acum contactul este luat ca să vedeți cum arată benzile alea de LED din trimuri pe lumină cu ele stinse. În mod special am filmat aici ca să vedeți 20 de secunde, v-ați uitat și sunt sigur că n-ați văzut banda LED pentru că este aproape invizibilă. Se vede într-adevăr, o vedeți dacă vă uitați și pe uși la fel, se vede dacă vă uitați de aproape. O vedeți. Dar, dacă nu vă zice cineva, uite acolo este, nimeni nu o să observe pentru că este foarte subțire. După cum v-am arătat, este foarte subțire și intră înăuntru sub trim. Trimul intră perfect fără să rămână luft. Nu e ca alea vechi care erau destul de mari și rămâneau un pic în afară, se vedeau clar și ziua. Astea, ziua pur și simplu, dacă stinse, nu le vedeți. Bun, acum o să le aprindem un pic ca să le vedeți și aprinse. O să pun contactul la mașină pur și simplu și s-au aprins. Suntem acum în garaj, avem neoanele sus aprinse, neoanele lateral aprinse, deci este lumină în garaj. Acum o să închid și ușa eventual, ca să vă faceți o idee. O să vă arăt acum și aplicația, pentru că totul este din aplicație. Avem aici o paletă de culori, o vedeți. Culorile închise sus și în jos se pierde din culoare spre alb. Și de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, avem toate culorile posibile. Dacă vă uitați atenți, aici avem intensitatea, care este acum la 0%. Da? Așa se văd la 0%. Este destul de multă lumină, noaptea se văd foarte bine și așa, cel puțin eu așa le țin. Dar dacă vreți multă lumină, luăm ăsta de intensitate, nu pot să mă uit prin cameră la el și să-l și nimeresc, și îl dăm la maxim. Și așa se vede lumina roșie la maxim. Imaginați-vă noaptea cam cum se vede lumina asta roșie. Și tot de aici v-am zis, schimbăm culorile. Vrem mov, vrem albastru, ăsta e un turcoaz, avem verde, diferite nuanțe de verde, mergem spre galben. Aici avem roșu și dacă mergem un pic în jos la roșu, putem să facem chiar și roz. Deci avem toate culorile posibile și ne jucăm cu ele din paleta asta de culori. Putem să le schimbăm și individual. Dacă oprim, de exemplu, în aplicație ușile, în momentul când schimbăm culoarea, se schimbă culoarea doar în bord și nu și nu se mai schimbă. Dacă pornim ușile și oprim ăsta, atunci... Stai să nimeresc. Atunci se schimbă în uși culoarea și culoarea din bord rămâne fixă. Deci putem, avem și opțiunea asta să le facem separat. Bun, hai să dăm aceeași culoare. Mai avem aici o groază de opțiuni pe jos. Avem mod să se miște de la o culoare la alta, de la roșu la galben, de la mov la albastru, la verde, la galben și se mișcă între ele. Nu știu dacă dau aici, face un joc de culori. Depinde de plăcerile voastre ce vreți să se întâmple în mașină. Și în funcție de microfon poate să facă, și în funcție de diferite melodii puteți să puneți muzică și în funcție de muzică el schimbă culorile acolo. Pentru mine, de exemplu, cel mai ok este să-l țin pe o culoare pe care o schimb eventual când am chef de albastru, pun pe albastru și intensitatea luminii de obicei o țin spre minim sau chiar la minim. Bun, cam asta a fost povestea cu ambientalele. Spuneți-mi voi ce părere aveți. Avem și acolo în stânga bordului și ușile spate sunt făcute și ele și după cum se poate vedea
Buzunarele pe spate e puțin mai mult întuneric și le vedeți mai bine. Noaptea se văd foarte mișto și buzunarele luminate pe aceeași culoare ca și trimul. După cum ziceam, ar fi trebuit să am și aici, dar nu am vrut, că din cauza că n-am putut să o pun deasupra. Dacă o puneam aici, îmi bătea becul în ochi. Dacă o puneam aici, mă încurca foarte tare iarăși plasticul ăsta și jos nu are sens să facem treaba asta, că nu se vede bine. Deci doar sus ar fi văzut bine și ne încurca foarte tare. Plus că nu ne-a ajutat timpul, că poate inventam o soluție cumva să-l forțăm acolo. Am zis, lasă, nu-i problemă, pentru că oricum pe mine cel mai mult mă interesau astea. Și astea le-am pus pentru că arată bine. De ce nu? La picioare n-am mai pus, că am lumina albă de fabrică. Și o să încerc acum să filmez așa un unghi wide, să spuneți voi cum arată luminile astea ambientale pe Passat B8. Scrieți în comentarii și spuneți în ce părere aveți și dacă vă interesează și pe voi, de ce nu, puteți să ne contactați pe Facebook sau pe Instagram, le aveți în descrierea clipului și discutăm acolo despre un kit de lumini ambientale pe mașina voastră. Puteți să montăm pe orice mașină, practic. Și într-un final, dacă nu sunteți abonat la canal, puteți să dați acolo pe subscribe să vedeți ce clipuri mai punem și ce chestii mișto mai facem pe aici prin garaj. Cam asta a fost tot pe data viitoare. Baftă duloilor!